Am început scrima în 1945, când am văzut la 1 mai prima defilare a sportivilor. M-am dus frumos la scrimări, care erau o altă generație, și am întrebat chiar pe domnul Gurat, care a fost antrenor: nu vă supărați, unde se poate face scrima? Era foarte simpatic, drăguț, mi-a indicat că sala de scrimă este aici, unde e Universitatea Babesboiei, chimie. Este o sală mare de sport și acolo era un antrenor principal, un fost colonel austro-maghiar, Schenker Ludovic. Ludovic Schenker. Clubul sportiv U, în anii 45, 6, 7, 8, a ajuns să fie între primele echipe din România. În 47, eu deja eram pe locul 2 la juniori. În 48 am câștigat campionatul național de juniori. 49 am câștigat din nou. Deci am început să câștigăm campionatele naționale. În 49 eram pe locul 2 la seniori, la 17 ani. Am intrat în lotul național în 50 și până în 57 am fost în lotul național. Totuși, nu vedeam un viitor prea fericit ca antrenor sau ca sportiv. Am văzut că cei care produc rezultate trăiesc foarte bine. Am văzut toată lumea, începând cu Parisul până la Moscova, etc., Roma, Helsinki, la Olimpiadă. Am fost membru în lotul pentru Olimpiadă din Helsinki. Acolo mare lucru n-am făcut, fiindcă n-am avut nicio experiență cu concursurilor mari, dar eu m-am simțit extraordinar de bine la U. A fost o atmosferă deosebită. Ne-am cunoscut reciproc toate secțiile. Eram prieten nu numai cu scrimări, eram prieten cu hocheiștii, cu fotboliștii, cu toți care, cu atleții, vai de mine, cu atleții. Deci așa o prietenie și înțelegere reciprocă care a fost atunci, în anii 50 până în 60, că atunci m-am despărțit de activitatea sportivă, nu am întâlnit nicăieri. Cu toți eram pertui, eram în prietenie. Când a fost un concurs de scrimă, toată gașca a venit la noi, invers. Dacă au avut hocheiștii sau fotboliștii ceva. Și prietenii acestea au rămas până astăzi. A fost o perioadă la care mă gândesc cu multă, multă, multă dragoste.